Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online, nu? Stăm deloc pe gânduri, ne apucăm de treabă, că tema pentru luni ne așteaptă, nu? Asta este clasa a 5-a. Eu am pentru acasă și începem. Cu Ștefania, acum am început o și altă dată. Comparați puterile, da? 15 la puterea 26. Da, cu vecina, cu numărul vecin. 15 la 72. Mai mare este 15 la 72. Au aceeași bază, da? Suntem foarte fericiți, da? Și comparăm mic. A, așa. Deci zicem, cum? Chiar și răspunde. Cum 27 e mai mic decât 72, reiese că 15 la puterea 27 este mai mic decât 15 la puterea 72. Bun. Apoi. 26 la puterea 123. 26 la 123. Și 24 la 123. 24 la 123. Mai mare este 26 la 123. Corect, pentru 26 e mai mare, nu? Că 24. Deci cum 26 e mai mare decât 24, rezultă că 26 la puterea 123 mai mare decât 24 la puterea 123. Poftim? 2011 la puterea 1. 2011 la puterea 3 cu vecinul? Cu vecinul. 4.234. 40.000. Deci 40.000, da? 40.200. La puterea 0. La puterea 0. Aici nu avem aceeași bază. Da. Ce facem? Păi... 2011. La întâia face 2011. Da, și 40.234 face 1. Face 1. Deci, practic, trebuie să comparăm așa. Deci avem echivalent, hai să scriu vecinii și până de zate, echivalent cu a compara pe 2011 cu vecinul său 1. Da? Cu vecinul său 1. E clar că de aici se vede că 1 este mai mic, nu? Deci vă spune aici rezultă că 1 e mai mic decât 2011. Și uite, nu atât ești. 39 la puterea 0. 39 la puterea 0 cu vecinul? 989, da? Da. 989. La puterea 0. La puterea 0. Ce putem spune? Egale. Sunt egale, da. Deci echivalent, vă spune că 1 e egal cu 1. 125 la 125. 125 la 125. Și 124 la 123. La 123. Păi, 125 la 125 este mai mare, deoarece 125 este mai mare ca 124, iar 125 este mai mare ca 123. Deci, clar, și exponenții sunt mai mari și bazele, nu sunt diferite, dar știm că ăsta e mai mare ca asta. Deci, spunem în paranteză. Cum 125 e mai mare decât 124 și dedesubt și 125, la exponent prim acum, e mai mare decât 123, rezultă atunci că 125 la 125 e mai mare decât 124 la 123. Da? Deci e clar, am justificat acum. Cum am două exponenți și bază și exponent? Clar, așa este. Bine. 0 la puterea 2012. 0 la 2012. Cu vecinul? 2011 la puterea 0. 2011 la puterea 0. Păi 0 la 2012, 0. Da, e 0. Și dincolo 1. Deci e ca și cum ar cere, să zicem, între 0 și 1. E clar că din astea două răspundem că 1 e mai mare ca 0. Adică 2012
2011 la 0 e mai mare decât 2012, 0 la 2012. Da. Așa. Altul? Bine. 15. Comparați următoarele puteri, observând că au aceeași bază. 1 și 2 acum, da? Da. 15 la 27. Da. Și 15 la 72. E. Da. Da, a făcut. La fel. Se repete. Da, fel. Este, e același exercițiu care se repete, vezi. Mm-hmm. Când mi-ai dat tot, 15 la 27, da. 15 la 72. Zic, de cele diferite. Hai. L-am văzut. L-am văzut pe ăla răspuns la asta. Deci, nu mai repet aici. Altă. 393. La 23. Cu vecinul. 393. Sau puterea 100. 100. Mai mare este 393 la 100. Deci cum 100 e mai mare decât 23, rezultă și că de aici, că 393 la puterea 23 e mai mare decât... E 123. Unde? Acolo. Deci nu e 390. Nu, 23. E bine 23, 23 da? Da. Da? 23 e mai... E mai mare sau e mai mic? E mai mic. Mai mic. Da? Că la puterea 23 e mai mic. Așa, dacă vreau să semn... Nu, mai mic, ca să nu pierdem timpul. Mai mic decât 393, tot la puterea 800, da? Da. Bine, altul? 26. La puterea 123. 123, da. Și 26. La puterea 1234. 1234. Nu mai stăm pe gânduri? Da, mai mare este. Deci cum 1234 e mai mare decât 123, rezultă că 26 la puterea 1234, 1234 este mai mare decât 26 la puterea 123. Da. Altă exercițiu? 0. La puterea 55. 0. 0 la 55 față de? 0 la 77. 0 la 77. Ce putem spune? Păi, sunt egale. Sunt egale, că 0 la 0 e dat și de aici rezultă ca și cum aș zice 0 egal cu 0, nu? Da. Așa. 2011. La puterea 3. La 3, da. Și 2011 la puterea 5. La 5. Mai mare este 2011 la puterea 5. Corect. Deci, cum, în paranteză, spune cum 5 e mai mare ca 3, rezultă că și 2011 la a 5-a e mai mare că decât 2011 la puterea a 3-a. Da. 111 la 44. 111 la 44 față de? Față de 111 la 33. Față de 111 la 33. Da. Ce mai mare este 111 la 44. Deci mai mare este 111 la 44. Deci, în paranteză spunem, cum 44 e mai mare decât 33, rezultă că și 111 la 44 e mai mare decât 111 la 33. Punctul 3. 3. 15. Da. 15 la 27. 15 la 27. Și 17 la 27. La 27. Mai mare este 17 la 27. Deci spunem cum 17 e mai mare decât 15, rezultă că și 17 la 27 e mai mare decât 15 la 27. 27 la 123.
Alo? Așa. Acum sunt o lecție de matematică, sună-mă mâine, te rog frumos. Mâine dimineață, da? La revedere. Așa. 26 la puterea 123. 26 la 123 față de vecinul. 24 la 123. Așa. Mai mare este 26 la 123. Deci, motivăm de ce? Dar de ce să nu l-am mai avut? Nu știu, mai fost, nu știu. Da? Probabil că le mai supracum pe doi. Da. De ce punem aici? Că 126 e mai mare decât 24, și atunci și 26 la 123 e mai mare decât 24 la 123. Da? Alo? Bună ziua! Cosmin, salut, Cosmin! Nu e nicio problemă. Chiar avem nevoie de un spațiu liber seara. Ai venit la timp. Luni, Cosmine, nu sunt în Bacău. Marți. Da? Marți. Marți, da. Da. Bine, la revedere. Tare? 989. La puterea 123. 123, față de vecinul? 987. 987, la 123. 123. Mai mare este 989 la 123. Cum, deci zicem, cum 989 e mai mare decât 987, rezultă că și 987 987 la 123 e mai mare decât 987 la puterea 989, nu? Da. 989. Așa aici e la 123, bine, da? Acum. Alta 25 la 125. 25 la 125. 225 la 125 față de 225 la 125. Acum mai mare este 225 la 125. Și motivăm. 225 e mai mare decât 25, da? Atunci și 225 la puterea 125 e mai mare decât 25 la puterea 125. Așa. 1010. 1010. La 201. 201. Față de 1011. 1011. La 201. Mai mare este 1011 la 201. 1011, 1011, ai zis aici, nu? 1011, da. Deci cum 1011, motivăm tot timpul acolo, da? Cum 1011, 1011 e mai mare decât 1010 și de aici rezultă că 1011 la 201 e mai mare decât 1010 la 201. 86 la puterea 0. 86 la puterea 0. Față de 986. 986 la puterea 0. 0. Ce spune? Egale. Egale sunt. Pentru că, și cum aș spune, 1 egal cu 1. Da? Da? Rezultat atunci că 86 la 0 egal cu 986 la 0. 989. 989. La puterea 1. Da. Față de 987. Da. La puterea 1. 1. 989 este mai mare ca 987. Și atunci la întâia, ca și mai spune, da. 989 față de 987, da. Da? Deci 989 e mai mare decât 987
și punem la întâia, este același lucru. Da. Da. 0 la 500. 0 la 500. Față de 1 la 500. 1 la 500. Mai mare este 1 la 500. Exact. Ca și cum ar zice 0 comparat cu 1. E clar că 0 e mai mic decât 1, sau 1 e mai mare decât 0. Și acest lucru e limpede, că 1 la 500 e mai mare decât 0 la 500, da? Punctul 4. 4. 3 la 22. 3 la puterea 22. Față de... 3 la 22 față de... 2 la 33. 2 la 33. Hai să complicat. Hai să complicat greaba. Ce să facem? 22 putem scrie ca fiind 3 la 1 ori 1. 1 ori... 1... Nu. 2 ori 11. Aha. Da. 2 ori 11. Și ăsta? 3 ori 11. Da. Deci, echivalent, îi traducem. Îi lăsăm așa vecini și îi scriem într-o altă formă. Deci 3 la puterea 2 ori 11 și față de vecinul său 2 la puterea 3 ori 11. 3 ori 11. Și acum, echivalent cu cum aranjăm noi? Cum? De unde provine înmulțirea? De la 2 puteri. De la o putere la o altă putere. Da, de la o putere la o altă putere. Da? Adică cum aș mai putea scrie pe asta? Adică 3 la 2. 3 la 2, totul la 11, nu? Față de vecin. 2 la 3, totul la 11. Da? Față de 2 la 3, totul la 11. Și facem 9 la 11. Deci echivalent cu scrierea. Din nou îi scriem noi într-un alt registru. 9 la 11 față de 8 la 11. 9 la 11 față de 8 la a 11. Ei, acum e treaba simplă. Da. Da, șmecherul de autor. 11, nu la 18. La 11, la 11 am greșit, da, și foarte bine. Tu ai învățat să te cerți cu mine. Asta îmi place foarte tare. Păi când ați văzut că am greșit, cum ați sărit la mine? Cu Ștefania, încă mă tolerează ea. Deocamdată, nu mă cunoaște, să zice ea acum. Nu știți cu cine să de vorbă. Să vă prind odată. Ei bine, Ștefania aștept să se întâmple asta. Da, și acum răspundem. Cum 9 e mai mare decât 8, rezultă atunci când 9 la 11 e mai mare decât 8 la a 11. Da? Adică cine este, ca să ne întoarcem, echivalent cu cine a dat autorul. Că 3 la 22, nu? 3 la 22, acum îi răspundem pe limbajul lui, îi răspundem la întrebarea lui. 3 la 22 e mai mare decât 2 la 33. Foarte șmecheră chestia asta. Să ținem minte și noi. Deci el când ascunde 3 și 2, deci ascunde că 9 e mai mare ca 8. Da, da. Și exponenții aceia au aceeași multiplu. Da, 11 în final. Da? 11. Trebuie să te prinzi de poarta asta. Poftim. 5 la 33. 5 la 33 față de... 3 la 55. 3 la 55. Da. 33, 3 ori 11? Da. Deci scriem echivalent, îi traducem acum. 5 la... 3 ori 11. Da, față de vecin. Față de vecinul 2. 3 la 11. Da. 5 ori 11. Sigur că da. 5 ori 11. Știi că Ștefania să dă și la tine dacă greșești, da? Cum de fapt și tu ai libertatea când ea spune ceva greșit. Da? 5 ori 11. Și da. Echivalent? Cu 5 la a 3 a totul la 11. Deci, față de vecin. La 33. Față de 3 la... La 33, nu la 11. Ba, da, la 11. Bine! Ștefania, vrea să ne deruteze, știi? Și nu-mi lăsăm. 3 la 5 a totul la 11. 3 la 5 a totul la a 11. Și egal cu... Echivalent.
scrierea lor, 5 la 3 face cât? Ia să facem deoparte. 125. Da, 5 ori 5 ori 5 face 125. Deci 125 la 11 față de vecin. 3 la 5, nu știu cât face. 405. Dacă ne păcărește. Ia să și tu, Stefania, ne-am mai făcut așa, Cristina, și ne păcărește. Ce înseamnă 3 la a 5? 3 ori 3 ori 3 ori 3 de 5. 183. Tot facem calculul, nu ne lăsăm păcărește. 183. Înseamnă 9 aici. Da. Și ăsta 9. 183. Adică face 81 ori 3. 3 și 283. Ia crezi tu, s-o crezi tu. Dar să ne păcărește. 3,243. 3,24. 243. Păi văzut, în două tentative am avut. Nu ne mai lăsăm niciodată pe ce spune ea. Facem și noi capul. Asta e sigur. Da? Deci 243. Totul la puterea 11. Da, mai mare este 243 la puterea 11. Deci, în paranteză spun, cum 243 e mai mare decât 125, că acum pot hotărâ, rezultă că și 243 la 11 e mai mare decât 125 la 11. Care de fapt se traduce, 243 la 11 au fost ăla cu 3. Da. 3 la 55, îi răspundem autorului, 3 la 55 e mai mare decât 5 la 33. Da? I-am răspuns, 3 la 55 e mai mare decât 5 la 33. 2. La puterea 39. La 39. Față de vecinul său. 2. Nu. 3. Da, 3. S-a știut. Păi știu, că 2 și cu 3 zică. Că l-am ajuns la 8 9. Totdeauna asta. La 26. Păi la 26. Echivalentul. 2. Cât face 39? 39. Rămâne, nu ar fi, nu ar fi exact. Eu zic că da. 39. Ia să vedeți, cât oricât fac 39? Găsiți două numere care mă fac 39. Cât oricât. Nu se poate. Hai să vedem. Nu se poate. 39, cât oricât să fac 39? Nu știți la cât să încercați împărțirii, nu? Încercăm la 2, la 2 se poate oare? 39 se împarte exact la 2? Nu, nu se împarte, că în ultima cifră nu e cu un sos. La 3 se încercăm. Ia zi, 39 se împarte la 3. 39 la 3. 13. 13! Deci 3 ori 13. Așa vine 2 la 3 ori 13. Și bine ar fi ca din coace vecinul să fie 3, dar tot cu 13. Ca să avem pe 13. Cum am avut mai sus, pe 5, 11. 3 la... Păi e 7. Merge prin 2, cred. 6 împărțit la 2. Odată... 13? Tot 13. Da. Deci, de două ori cât e 13, fac 26, da? 3 ori la puterea, 2 ori 13. Echivalent cu? Echivalent cu? Echivalent. 2 la 3.
Așa, 2 la 3 a totul la 13. Față de vecină, 3 la 3. 3 la 2 totul la 13. Echivalent. Echivalent. 2 la 3 face 8. 8 la puterea 13, față de vecin, 9 la 13. Și pentru că 8 este mai, sau 9 este mai mare ca 8. Un 9 e mai mare ca 8, rezultă că și 9 la puterea 13, nu? E mai mare decât 8 la 13. Ceea ce ar însemna că 9 îl putem scrie ca 3 la 2, 9 provin de la 3, nu? Deci vine 3 la 26. E mai mare decât 2 la 39. Că 9 e 3 la 2, adică 9 de unde provin? La 3 la 2. Deci răspunde 3 la 26 mai mare decât 2 la 39, adică dă răspunsul formulat de autor. Cine e mai mare? Răspunsul 4, e clar. 4 la 33. 4 la 33 față de vecin. 3 la 44. 3 la 44? Da. La fel. 4 la 11 ori 3. Deci echivalent cu ați spune 4 la 11 ori 3 față de 3 la 11 ori 4. 11 ori 4. Echivalent. 4 la 11, totul la 3. Invers. Da, invers. Așa, 11, e același, 4 da? 3, totul la 11. 4 la 3, 4 la 3, totul la 11. 3 la 4, totul la 11. 3 la 4, totul la 11. Ceea ce mă duce spre 4 la 3, cât face oare? 81. 4 la 3? Iar râzi de noi. Ne face 4 la 3, 4 ori 4 ori 4, 4 e 3 ori 8. Te rog să faci 4 ori 4 ori 4. Cristina, iar... Păi 4 ori 4, 16. Da? 16 ori 3. Ori 4. Da. Cristina, ți-a zis, râde de noi. Ce se vadă dacă suntem neatenți. Cât vizi? 64. De 64 la 11, față de vecinul, 3 la 4, să zicem cât face. Înseamnă 3 la 2, 3 la 2. 81. Așa. Deci 3 la 2, 9, 3 la 2, iar 9, 9, 9, 81. Față de 81, la puterea a 11. Mai mare este 81 la puterea. Deci cum 81... e mai mare decât 64, înseamnă că și 81 la puterea a 11 e mai mare decât 64 la puterea a 11, dar asta 81 ar proveni din 3, nu cu baza 3, da. Deci înseamnă că 3 la 44, nu așa vine? Da. 3 la puterea 44 e mai mare decât 4 la 33. 4 la puterea 33 și iată că am răspuns și aici. Alte chestii? 2 la 44. 2 la 44 față de 5 la 33. 5 la 33. 2, mai echivalent cu 2. 4 la 4 ori 11. Corect. 4 de 5 la 3 ori 11. Corect. Echivalent cu 2 la 4, 8 la 11. Față de 5 la 3, 8 la 11. Așa, echivalent. Echivalent cu 4 la 2. Cât face 2 la 4? 2 la 4. 2 la 4. E 2 ori 4. Și iar 2 ori 4. 4 ori 4? 4 ori 16. 16. 16 la 11. Da. Față de 5 la 3. Cât face 5 la 3? 5 ori 5. Păi 5 ori 5. 25. 25. Ori 5. Ori 5. Să
125. Față de 125. La puterea 11. La puterea 11. Mai mare este 125, deci, la puterea 11. Corect, așa. Deci 125 e mai mare decât 16, atunci 125 la puterea 11 e mai mare decât 16 la puterea a 11. Altul. 5 la 45. 5 la 45. Față de 6 la 30. 6 la puterea 30. Echivalent. 5. Hai. La 7 ori. 9 ori. 9 ori 5 ar fi, nu? Da. Bun. 5 la 9 ori 5. Și vecinul față său... 6 la... 3 ori 10. 3 ori 10. 3 ori 10. Sau 5 ori 6. Da, mai bine 5 ori 6. Mai 5 ori 6, că avem 5 ori 6. Da. Da? Față de vecinul său, 5 ori 6. Acum... O secundă. Acum v-aș invita să vedeți. 5 l-am obținut comun. Da. Dacă 9 și 6 mai dau vreun divizor, adică dacă mai este un număr care, la care se împarte exact și 6 și 9. 3. 3. 3, da. Deci, hai să le scriem încă într-un alt mod. 5 la puterea 3 ori 3 ori 5. 3 ori 5, ok, 9 acela. Face de vecinul său 5 la puterea, nu, ci 6 la puterea 5 ori 3 ori 2. E 6. Da? 5 ori 3 ori 2. Da. Și acum, zicem? Și acum, echivalent cu 5 la a 9, totul la 5. 5 la a 9, totul la 5. Așa vine? Da. Dar ne facem înapoi. Mai bine facem 3 ori 5 care fac 15, da. Iar 5 ori 3 fac 15, și am pus mâna pe 15. Adică 5 la 3 totul la 15. 5 la 3 totul la 15. Corect, corect. Deci apare acum echivalent. 5 la 3. 5 la 3 totul la 13. La 15. La 15, foarte bine. 15. 5, totul la... 6. Totul la... Nu 6. Trebuia... E 6, bine. Păi da, e 6. 6. 6 la puterea... 6 la puterea a 3-a... Nu. A 2-a. A 2-a. A 2-a. Totul la 15. Așa este, da? Da. Echivalent cu... Și echivalent cu... 5 face 5 la 3-a? 125. Deci 125... Totul la 15 față de... Așa. 6 la a 2-a. 6 la a 2-a? 36. 36 la, așa, 36 la a 15. Și acum? 15. Mai mare este 125 la 15. Deci de aici, în paranteze putem spune, pum, 125 e mai mare decât 36, rezultă că și 125 la puterea a 15 e mai mare decât 36 la puterea a 15. Adică 125 e 5 la 45, da? Da. Deci răspundem și noi. 5 la 45 e mai mare decât 6 la 30. Da, 6 la 30. Și acum? 11 la 22. Așa. Deci 11 la 22. 11 la 22, față de ce? 22 la 11. Față de 22 la puterea 11. Echivalent cu 11 la 2 ori 11. 11 la 2 ori 11, corect. Și 22 la 11. Lăsăm așa, da? Mai avem ceva acolo. Echivalent cu 11 la 2. 11 la a doua, totul la 11. 11. Și 22 la 11. La 11. Echivalent cu.
avem cum? 2 la 11, 22. Nu. Un bun clip. 11 la 2. A, 11. Cât face 11 la 2? 11 ori 11? 11, da. Facem un puțin la 11 ori 11. Deci vine 121 la a 11-a, 4 de 22 la 11, mai mare este 121. Deci 121 e mai mare decât 22. Asta înseamnă că 121 la a 11-a e mai mare decât 22 la a 11-a. Bun. La 333. 5 la puterea 333 față de? Față de 125 la 111. 111. 5 la puterea 3 ori 111. Ce da? 3 ori 11? 11. Dai 333. 333? Aha, eu am înțeles numai 33. Da, așa. 3 ori 111, da? Da. 5 la puterea 3 ori 111 față de vecinul său, 125 la 111. Echivalent? Echivalent cu 5 la puterea 3, totul la 111. Așa, 5 la 3, totul la 111 față de... Față de 125 la puterea 11. La 111. La 111. Echivalent cu? Echivalent cu... 5 la 3 este 125. 125 la 111. Față de 125 la 111. Sunt egale. Nu mai discutăm. Răspunsul e clar. Sunt egale. Și ultimul. Și ultimul. Chiar îl așteptam. Și tu l-ai așteptat, da? De mult. Da. De ce? 15 la 90. Da. Și 6 la 135. 135. Echivalent cu... Vă scriem pe 90. Așa. Să le descompunem. Da. Hai să facem chestia asta tehnic, așa se face. Deci pe 90 îl descompunem. Și zicem... Merge prin cât? Prin 2. Când e ultima cifră, da, 0, 2, 4, 6, 8. Și prin 5, sigur că da. Da, aș putea spune 2 ori 5. Da. Chiar așa, 2 ori 5, că face 10. Da? Da. Și rămâne 9. Când 90 împărțit la 10, 9. Așa. Și acum, 9 s-ar împărți prin 3. 3, da. 3 în 9 de 3 ori. Aici punem rezultatul împărțirii de sub, da? Da. Și iar prin 3, 3 în 3 odată. Și când ajungem aici cu 1, e perfect. Deci acum 90 spunem că este egal. Ia să zicem 90 egal cu... Alo. Eu sunt, da. Așa, așa. Așa, totul e pregătit, totul e pregătit și să vă spun în jur de ce oră cred că trec încolo. Așa. Perfect! Este și mai bine, și mai bine. Astăzi am luat. Nu. M-a sunat pe mine acum că sunt la mine. De așa date, de ieri. Nu, dar când treceți dimineață, când treceți dimineață la Bacău. Bun, atunci o sunați, aveți numărul ei. Perfect, și când vă întoarce, o sunați pe Sandra și o lăsați la ea. Ca să nu... Sigur că o găsiți. Totul se rezolvă. Vă dă factura, tot.
Am înțeles, am înțeles. Excelent, excelent este. Da. La revedere, să rămân. Doamne, vedeți. 90 egal cu... 90 egal cu... 3. 90 egal cu 2 ori 3 la a doua ori 5. 2 ori 3 la a doua ori 5. 90. Și acum 15. Deci 2 ori 3 la 2 ori 5. Și zicem cum? Echivalent. 15 echivalent aici. Echivalent cu 15, da. La 2 ori 3 la 2 ori 5. Da. Față de 135. Trebuie să alesi compunii și față 35. Da, 135. 35. Prin cât? Prin 5 ar merge. Da, prin 5. Că ultima cifră e 5? 5. Da, 5. Și zicem, 5 în 13? 5 de 2. 2 ori. 2 de 5, 10. Da. Ori. Da. 2 ori 5, 10. 5. 5 rămâne un 3 la scădere. 5 în 35. De 7 ori. 7 ori. Așa. Deci câțul este 27, da? Merge prin 3. Bun. Când zici merge 2, acela îl pun chiar sub 13. Ca să fie clar că acolo e încercatul, da? Bun. Merge prin... Și 27 merge prin 3, da? Da. 3 în 27 din 9 ori. Ori. Așa. Și iar prin 3. 3 în 9 de 3 ori. Și iar prin 3 și câtul 1. Și atunci, și acum, 102, 135 este scris ca fiind 3 la 3, 3 la 3, ori 5, sigur ești pe tine. 3 la 3, ori 5. Și acum, 6 la puterea 3 la 3, 6 la 3 la a 3, ori 5. Echivalent cu? Echivalent cu? Păi mai și 3 la 3, ori 5, și aici 3 la 2, ori 5. Și 5 îl avem, foarte bine, dar și-o 3 la a doua. Că 3 la a treia poate fi văzut ca 3 la a doua ori 3. Da. Hai să scriem mai clar. Deci zicem 15 la 2 ori 3 la a doua ori 5 și față de vecinul 6 3 la 3 ori 3 la a doua ori 5. Da. 3 ori 3 la a doua ori 5. Ca să vedem, să fie clar pentru toată lumea, că a apărut 3 la 2 ori 5 comun. Da. Și atunci echivalent, hai să scriem. Echivalent cu 15 la a doua. 15 la a doua. Totul la... 15 la a doua. Totul la puterea. 3 la a doua. 3 la 2 ori 5. 9 ori 5, 45. 25 la a doua, totul la... 45. Față de vecin. Față de vecinul sau 6 la a treia. Așa, foarte bine. 6 la a treia, totul la 45. A, da. Nu tot acel 45. Ne-am făcut noi rost. Ne-am așezat așa treaba, ca să fie bine. Și echivalent. Echivalent cu... Ce s-a întâmplat, Cristina? Nimic. Mă gândeam. Da? Nu am avut impresia că ai vreo moment dificil cu pixul, cu pixul. Da? Ești atent aici. Bun. Echivalent. Echivalent. 15 la a doua vine cât? 5 la a treia fac 120. Da. 15 ori 15 mulțim. Dacă nu știm. Cât de dat? 225. 225. Bine, 225 la 45 față de vecinul. Față de vecinul. 6 la 3. Adică 6 ori 6 ori 6 de 3 ori. Da. Ia să vedem. 6 ori 6. 3 ori 6.
Cât faci? 36 ori 6. Cât se dă Cristina? 216. Da? Deci vine 216 la puterea 45. Da? 216 la 45. Și se vede clar că da, e mai mare 225. Deci cum 225 e mai mare decât 216, e limpede că 2 la 225 la 45 e mai mare, 225 la 45 e mai mare decât 216 la 45. Dar 225 la 45 au venit la 15 la 90, parcă, nu? Da. Deci înseamnă că 15 la 90 e mai mare decât 6 la 135. Și am răspuns și la ieșița și asta. Și am terminat și să vedem cum stăm cu camera, cu timpul. Așa. Deci avem 46 de minute. Oprim aici ca să pornim și pe Cristina. O să mă duc la ei. Te rog.